Înfrângerea suferită în prima manșă a barajului a produs multă supărare printre suporterii oțelului. Antrenorul Stelian Bordeianu înțelege sentimentele fanilor, dar vrea să facă anumite precizări. În primul rând vreau să vă spun că înțeleg supărarea fanilor, dar nu există comparații între echipele de tradiție. Singura comparație este că sunt susținute de suporteri. În schimb, noi suntem o echipă formată în marea majoritate din jucători amatori, jucători care au și servici, jucători care se trezesc la ora 5 dimineața și la ora 6 sunt la poarta combinatului, jucători care sunt pleacă la șantierul naval. Deci, pe când celelalte cluburi sunt constituite din majoritatea de jucători profesioniști cu salarii. Suportul Clubul Oțelul nu se poate compara cu Petrolul, Farul și Universitatea Cluj, formații care au zburdat în meciurile de baraj. Echipa gălățeană nu a putut beneficia de serviciile unor jucători care au avut multe sezoane chiar pe prima scenă a fotbalului românesc. Din punct de vedere a profesionalismului, mă refer a jucătorilor cu care au contract și sunt profesioniști, plus și adversarii care i-au întâlnit. Sunt comparații diferite. Jucătorii care compun lotul Oțelului merită să fie respectați și admirați pentru că au acceptat să evolueze cu sufletul pentru un club născut din pasiunea suporterilor. Elevii lui Stelian Bordeianu pot întoarce scorul în meciul de sâmbătă seara.